Personalul TESA de la termocentralele din cadrul complexului energetic Hunedoara urmează să intre în șomaj tehnic. Nu este exclus ca aceeași măsură să se aplice și pentru personalul TESA de la divizia minieră. La Consiliul de Administrație de vineri, de acum, din această săptămână, se dorește extinderea acestui mod de reducere a cheltuielilor și către personalul TESA, dar nu numai, din cadrul diviziei miniere. Am atras atenția conducerii că în cadrul diviziei miniere personalul TESA reprezintă undeva la 8% din total angajați, iar în cadrul diviziei energetice undeva peste 20%. Cred că a cântări cu aceeași măsură lucrurile este o mare greșeală pe care sper să nu o facă conducerea complexului energetic. Începând din data de 11 iunie, salariații care vor intra în șomaj tehnic nu vor munci timp de 5 zile lucrătoare pe lună. Trimiterea personalului TESA în șomaj tehnic vine ca măsură a reducerii cheltuielilor la nivelul ceh.